de-a lungul timpului, untul a fost adorat și blamat, astfel încât e normal să ne întrebăm dacă până la urmă este sănătos să-l mâncăm. Cum stau de fapt lucrurile, aflați în continuare. Produsul lactat e obținut prin separarea grăsimii de lapte și apoi prin baterea acesteia până când devine o substanță cremoasă. Mulți producători mai adaugă însă în componența lui grăsimi vegetale și uleiuri hidrogenate, fără a le menționa pe etichetă. Astfel, consumatorii sunt sceptici cu privire la calitatea și beneficiile acestuia. Se pare că untul nu este atât de dăunător pe cât ne așteptam, dacă este mâncat în cantități moderate, susțin oamenii de știință de la o universitate din Boston. Potrivit specialiștilor și normelor internaționale, o porție normală zilnică de unt constituie aproximativ 10 grame. În general, o lingură de unt conține în jur de 100 de calorii, 12 grame de grăsimi, 0,01 grame de carbohidrați, 0,12 grame de proteine și, într-un procentaj mai mic, vitamine liposolubile, precum A, D, E și K. 70% din grăsimile produsului sunt saturate. Ele sunt asociate cu ridicarea nivelului de colesterol rău în sânge și pot crește riscul de boli cardiovasculare, fiind consumate în cantități mari. În comerț există o varietate bogată de astfel de produse, unele fiind de calitate, iar altele contrafăcute. Pentru a-l deosebi pe cel bun, este recomandat să se atragă atenția la culoare. Untul calitativ va avea o nuanță alb-crem, iar cel cu alte grăsimi adăugate va fi mai închis sau, din contră, alb. Pentru a-i testa calitatea acasă, se va pune un vârf de cuțit de unt într-un bol mic cu apă caldă și se va agita puțin. Dacă se dizolvă uniform și lasă în urmă perle de grăsime de culoare deschisă, atunci înseamnă că este bun. În cazul în care se dizolvă mai greu și formează bulgăraș de grăsime galbenă portocalie, i s-au adăugat grăsimi vegetale. De asemenea, untul natural, oricât ar fi de rece scos din frigider, nu trebuie să se fărâmițeze când e tăiat. În schimb, cel în care au fost adăugate tot felul de grăsimi se va fărâmița.